un om de carne și de vis, de pământ și cer. Nimeni încă n-a ucis partea mea de misfer. Am văzut și trenuri cum s-au dus fără de folos. Ficțiunea a fost alături de comună, nu de mine. Vă mulțumesc că sunteți prezenți aici pentru a primi pe domnul prim-ministru al României. Este un preambul la vizita dânsului în comuna noastră. De ce vreau să vorbesc? Cine e cu mașina roșie să o ia de acolo? O ia de acolo, da, bine. Mașina roșie pleacă de acolo. O secundă, este un preambul, am specificat. Fiindcă eu vă iubesc. Fiindcă vreau pentru comuna mea mai mult. Pentru comuna mea aș vrea tot ceea ce eu am visat. Vreau drumuri asfaltate, vreau canalizare, vreau tot ceea ce înseamnă civilizație în secolul 21. Am 8 ani de primar. Am fost zignit, am fost umilit de cei de la PSD. Sunt singurul primar PNL pe zonă. Și-au bătut joc de mine ca de un câine. Îmi dădeau 5.000, 6.000 de lei, înseamnă 60 de milioane pe an. Ce înseamnă asta? Motorină la buldoescavatoarele primăriei și basculantă pe o săptămână. Pentru prima dată în viața mea am primit din fondul de rezervă al guvernului cu ordin de prim-ministru 7 miliarde. Pot să fac digul, pot să fac drumul la Burghelea, la Panțâru, la Dinei. Cum să nu iubesc acești oameni? Au demnitate, au onoare. Este tot ceea ce eu mi-am dorit ca primar, să mă îndeplinesc angajamentele față de cetățeni. Am menționat, este un preambul, există un protocol. Vă rog să respectați protocolul. Sunteți apropiați inimii mele ca și ceilalți cetățeni din comuna Gurabăi. Aș fi putut să aduc aici 1.000 sau 1.500 sau 2.000 de oameni. Fiindcă toți cetățenii din gura voi vor drum. Pentru drumul județean 119 am fost în stare să-mi dau viața. Și au bătut loc de mine. Prim-ministru a spus domnilor, domnule Brașoveanu, îți dau 1.000.000 de euro din fondul de rezervă al guvernului, dacă atât facem acel drum să-l facem. Este un pericol public. Cetățenii își vin să-și ia mașina în spate ca să nu mai circul pe acel drum. Pentru acest fapt, țin să-i mulțumesc domnului prim-ministru pentru faptul că e singura comună din județul Bacău în care vine. Îi voi mulțumi. De-aia vă rog să respectați protocolul, vă rog să fiți alături de primarul comunului Gurabăi, care eu vreau, nu pentru mine. Vreau ca cetățenii din Gurabăi să circul prin drum civilizat, să simtă că sunt în Europa. Este cel mai prost drum din lume, nu din Etiopia, sau din Bangladesh, sau din Tunisia, din lume. Prim-ministru va veni, va vedea, va trimite corpul de control al guvernului care va verifica. De ce nu s-au pus cele două straturi de uzură? Va verifica cine a semnat procesul verbal de recepție, nu Valerica Mihalcea. Nu! N-am voie să fac pe drum județean nimic. Este al lor. După 12 ani de președinte al Consiliului Județean Dragoș Benea, și 4 ani de președinte al Consiliului Județean Brașoveanu, 16 ani de PSD,
vin acum și spune, dacă ne votați, vom face drumul regim de urgență. Dar dacă ți-a spus primul ministru, fă, domnule, că îți dau banii, de ce n-ai făcut luatea în moartea? Asta am vrut să vă spun. Ăsta e Valerica Mihalcea. Eu vă iubesc, pentru mine nu vreau nimic. La anii mei am pensie, am tot ce-mi trebuie. Am muncit pe șantiere. Dar nu pot permite unor consilieri locali să nu voteze Digu la Marnela Panțâlu, la Andronic, să nu vă mai spun altceva. Nu pot permite unor consilieri să nu voteze Cămin Cultural. Nu voi permite niciodată să nu voteze pentru binele comunității. Ei vor partidul lor. Al lor se încheie al lor. Eu sunt al dumneavoastră. Sunt al comunei și eu vă iubesc. Restul vom vedea când vine domnul prim-ministru. Este un om deosebit. Iar faptul că am ajuns la inima dânsului, eu chiar cred că am știut cum să vorbesc. Am vorbit ca un moldovean. Am vorbit ca un om care și-a pledat cauza comunei și a cetățeanului din gura voiei. Zi de zi am bătut la porțile Consiliului Județean. S-a bătut joc de mine ca de un nimic. Am fost la Ministerul Dezvoltării, Sevil Saidei, la fonduri europene pentru DIC, pentru drumuri. Când au văzut că sunt primar PNL, m-au dat ca pe nimic. Nu se aprobă, nu se aprobă. De-aia vreau să vă informez. Este pentru prima dată când Comuna Gura Voie va fi acolo în locul ei. Vă rog mult, nici nu vreau nimic altceva decât să fim oameni cu demnitate, cu onoare, care vrem pentru Comuna Gura Voie ceva. Eu, Valerica Mihalcea, vreau pentru comună, nu pentru mine. La mine faptele contează, nu afișe electorale. Nu contează ce mă duc prin stat să spun. Nu m-am dus în Gura Voie la nimeni, fiindcă mi-a fost rușine de acest drum. Prieteni de-a mei arătau cu degetul, deschideau geamurile la mașină și spuneau, primare, ce facem cu drumul ăsta? Și a spus, domnule, nu este al meu. Am dat hotărâre de Consiliul Local. Și a spus, domnule, vreau să-l preiau, că-l fac eu. N-au vrut să-mi aprobe oameni buni. Une pomeniți așa ceva în România decât aici. Dragoș Benea, un mincinos ordinar care spune, voi face dacă mai ies. Nu, să nu ieși, domnule, că nu meriți. Ai fost 12 ani, de ce nu l-ai făcut firea în naibă? Că tu l-ai făcut în 2015 și într-un an s-a stricat. Este posibil așa ceva? Un drum județean de unică folosință, un singur an a ținut, 4 milioane de euro s-au cheltuit. Și lumea prin gura voiei mă acuză pe mine. Nu, oameni buni, n-am semnat o virgulă. Este doar porcăria și șmenuiala de bani a lui Dragoș Benea și a lui Brașoveanu și a lui doamna Ardeleanu, care trebuia schimbată de 100 de ori până acum. Și îmi pare rău că în momentul când a intrat guvernul Orban, n-a dat afară, trebuia dat afară. Deci în 3 săptămâni n-au fost capabili să spună atâți bani vreau de la guvernul României ca să plombez acele găuri. Atâți bani vreau, dăm domnule Orban. Dar pe Facebook, dacă vom ieși, voi face eu. PSD. Care PSD? Păi m-ai lăsat atâția ani să merg prin găuri astea. Și-au rupt oamenii mașinile în două. Noi nouțe, le-au sărit roți la mașini, au făcut accidente. Păi pentru cine? Pentru ei, nu pentru noi. Vă mulțumesc că sunteți prezenți, așteptăm vizita domnului prim-ministru, există un protocol, îl respectăm. Pentru dumneavoastră avem apă minerală, dezinfectant, vă rog să păstrați distanța socială, că asta este legea, și vă mulțumesc încă o dată din toată inima că sunteți nu pentru mine, pentru comună. Puteam să aduc 1000 de oameni, dar asta este legea, putem până într-o 100 de oameni în aer liber. Vă rog să fim ceea ce știm noi, să fim comună la Gura Voiei, oameni responsabili, oameni, o comună cu oameni deosebiți, o comună de oameni gospodari, așa cum am ostenit la Răzești și lui Ștefan cel Mare aici, pe Valea Trotului. Vă mulțumesc mult și așteptăm vizita domnului prim-ministru.
Venit, domnule prim-ministru, în comuna Gura Văi. O comună cu oameni gospodari. O comună cu rezezi de-a lui Ștefan cel Mare de pe Valea Trotușului. Vă iubesc din toată inima, domnule prim-ministru, pentru două lucruri, pentru două decizii și hotărâri pe care dumneavoastră le-ați luat. Prima decizie, în momentul când a venit la dumneavoastră, l-a sunat pe domnul președinte al Consiliului Județean Brașoveanu și a spus: domnule președinte, mă numesc Ludovic Orban. Vă rog, în regim de urgență, să refaceți drumul la Gura Văi, drumul județean 119, un drum strategic care face legătura între DN11 și drumul european 85. Dumneavoastră a spus așa, și repet motamo: domnule președinte, cu specialiștii dumneavoastră de la Serviciu Public Județean de Drumuri, stabiliți de câți bani aveți nevoie și în regim de urgență vă dăm bani din fondul de rezervă al guvernului. Și sunt 3 săptămâni în care acest domn președinte al Consiliului Județean cu toți salariații și specialiștii n-au venit binevoit să spună: domnule, am nevoie de 1 milion de euro. Dăm să fac acel drum pentru ca cetățenii din Gura Văi să circule prin drum civilizat. Pentru ca noi, cei din Gura Văi, să nu fim mai rău decât în Etiopia, să nu circulăm pe drum mai rău ca după bombardamentul de la Hiroshima. Aici, la Consiliul Județean Bacău, 12 ani a fost Dragoș Benea. În 2015 acest drum a fost reabilitat. S-au cheltuit 4 milioane de euro. Acest drum n-a ținut un an. Și noi, cetățenii din Gura Văi, suntem nevoiți să luăm mașinile în mâini ca să circulăm. Stimați cetățeni și chiar cetățenii ai României, am 66 de ani, am lucrat în Iordania, în străinătate, în Germania, n-am pomenit și n-am crezut că la vârsta mea voi trece prin așa ceva. Este posibil ca să ți se ofere bani și tu să-i refuzi? Este posibil să faci un drum județean cu 4 milioane de euro și firma să dea faliment și cetățenii din Gura Văi să circule mai rău decât înainte? Nu este posibil, oameni buni. De ce? Fiindcă și noi plătim taxe și impozite statului român. Am fost la toate ședințele Consiliului Județean, la Consiliul Local Onești. Cetățenii din Gura Văi plătesc impozite mult mai mari către Consiliul Local Onești. Iar domnul primar Gratiuc a promis că face acel drum. N-a făcut nimic cu lingura în 30 de ani. Numai PSD a fost la Onești. Putea să-l plombeze cu lingura, oameni buni. Culme că eu, Valerică Mihalcea, am propus proiect de hotărâre ca să preiau acel drum în Consiliul, să-mi dea în administrare al Consiliului Local Gura Văie. Și acest drum nu mi-a fost aprobat să mi-l dea mie. De ce? Că nu vor.
nu vrei să faci tu. Lasă-mă pe mine, că eu vreau să fac. Există posibilitatea ca noi, cetățenii din Gura Văii, să circulăm corect. Nu suntem a nimănui. S-au dus cu fonduri de la Consiliul Județean și au plombat la sat cu sat, la Bereț, la Slău, la Livez. Au pus câte un sat de uzură și au plimbat banii. Iar noi, prin aceste găuri, nici nu mai putem să ieșim. Închipuiți-vă copiii care merg la școală astăzi, fac o oră cu microbuzele, cu autobuzele să meargă la școală. Se îmbracă în haine albe. Când coboară în Onești, coboară ca dintr-o carieră de piatră. Prăfuiți, amărâți și mai și putem spune chiar bolnavi. La atâtea găuri pe care le suportă autobuzele, mă și mir că firma de transporturi mai circulă pe Gura Văii. Orice bilet este mai scump. Oameni buni, salvarea, pompierii, o să facă 10 minute, fac câte o oră, să intervină la câte un incident care afectează viața cetățenilor. Chiar cred. Și de-aia mulțumesc domnului prim-ministru. A promis că dacă acest drum nu se face la solicitarea Consiliului Județean cu fonduri de la de rezervă al guvernului, va veni în Gura Văii. Încă o dată țin să-i mulțumesc. Țin să mulțumesc pentru seriozitate. Asta înseamnă politicul pus în slujba cetățeanului. Ultimul om din România merită altceva. Oameni buni, m-am dus cu 4 proiecte prin PNDL. Din 4 proiecte, când au văzut că sunt primar PNL, mi l-au ras pe toate. Și acum vin, spun că vor face. Ce să facă? Nu merită. Acest partid PSD este ciuma roșie a României. A distrus toată platforma Oreștiului. Comuna Gura Văii era cea mai bogată comună din România. Că aici lucrau 25.000 de oameni. Cel puțin 70% din cetățenii din Gura Văii aveau 2 km la rafinerie, Carom, Chimic, Iuc Borzești, una dintre performările în industria petrochimică a României. Toate s-au distrus. Cine le-au distrus? Hrebenciuc, Iacobov. Ăștia sunt ciuma României. Astăzi, eu, Valerica Mihalcea, dacă aș fi să mai trăiesc prin ce am trecut, aș pleca și eu din România ca și copiii mei. Toți sunt în Anglia. N-aș mai sta în România. De ce? Fiindcă vrem ceva pentru viitorul copiilor noștri. Vrem altceva decât ce a fost până acum. Îmi cer iertare. Poate eu am dat drumul la că inimii mele să vorbească către toți cetățenii. Dar năduful meu de atâția ani când am bătut la porțile Consiliului Județean, la doamna Sebil Saidec când era ea ministrul dezvoltării, la fonduri europene pentru un dig aici care eu nu am reușit să-l fac. Am fost tratat ca un nimic. Vedeau că sunt primari, intrau pe site-ul primăriei, primar PNL, Radel, ține la ușă, mă trimitea la tot aia. De-aia am vrut să vă spun că am luptat și vreau să lupt pentru altceva. Pentru copiii mei, pentru viitorul României, vreau altceva. Sunt de acord cu tineretul care vrea altceva, diaspora vrea altceva. Și dumneavoastră și eu vrem să fim oameni demni cu demnitate, să primim de la statul român ceea ce merităm. Domnule prim-ministru, încă o dată vă spun, chiar vă iubesc pentru că ați venit în Gura Văii și când spun acest lucru, eu mă furnică până în vârful degetelor. De ce? Nimeni niciodată n-a băgat această comună în seamă. Este prima dată când cineva din guvernul României spune pentru comuna Gura Văii, vreau să fac ceva. Și aș vrea iar să informez cetățenii din Gura Văii. Acest drum în 8 zile datorită domnului prim-ministru a fost trecut la reabilitare totală, inclusiv la podul Benei cu piloni care să nu mai permită alunecările de teren. Podul la podul Benei trebuie refăcut total. Acest drum cu șanțuri cu rigole betonate a fost aprobat de domnul ministru Ștefan în regim de urgență, doar datorită domnului prim-ministru. Aș vrea să știți că este un om de demnitate și de onoare. Încă o dată, vă mulțumesc, bine ați venit, să vă dea Dumnezeu sănătate!
Bine v-am găsit, dragi locuitori din Gura Văii. Când a fost la mine domnul primar și mi-a arătat fotografiile cu drumul județean, nu am putut efectiv să cred că este posibil în România anului 2020, țara Uniunii Europene de atâta timp, este posibilă o asemenea bătaie de joc față de oameni și o asemenea ticăloșie politică. Aici, nu numai că acest drum a fost lăsat în această stare dezastruoasă de Consiliul Județean condus de PSD, dar cea mai clară dovadă a relei intenții este că drumul este reabilitat după Gura Văii. Aici este clar, Consiliul Județean, PSD, nu a vrut să reabiliteze drumul. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că asta e judecata lor de satrapi. Pentru că omul nu a vrut să treacă la PSD. Pentru că omul a spus, eu sunt primar liberal, m-am angajat în fața cetățenilor din Gura Văii că administrez localitatea ca primar liberal și nu a vrut să le dea voturi la PSD. Vă dați seama cât cinism și câtă ticăloșie poate să zacă în acești oameni. Când a fost la mine, l-am sunat pe președintele Consiliului Județean, i-a spus, băi omule, treceți domnule peste primitivisme pe care țin parcă de politica anilor 90. Nu se poate să lași oamenii. Ăsta este, eu vă spun clar, depuneți-i plângere penală președintelui Consiliului Județean al PSD. Pune în pericol viața, pune în pericol practic servicii fundamentale ca salvare, ambulanța, transportul copiilor la spitale. Pot rămâne oameni fără asistență medicală pentru că o salvare, dacă intră pe drumul ăsta și intră într-o groapă, nu mai ajunge la pacientul care are nevoie de intervenție medicală. Trebuie să-i depuneți plângere penală. Nu se poate să acceptați așa ceva, o asemenea bătaie de joc. Am auzit că ăla mi-a cerut mie să asfaltez eu drumul județean. Asta e o nerușinare. Am de față martori pe primar, pe senator, pe oamenii care erau cu mine în birou când am discutat cu el omenește. Și i-am spus, domnule președinte al Consiliului Județean, nu puteți să acceptați să lăsați drumul în halul în care este astăzi. Dacă nu aveți bani în buget, vă pun la dispoziție din fondul de rezervă al guvernului banii necesari pentru reabilitare. Nici până astăzi la prefectură nu-i depusă nicio solicitare. Conform legii, o autoritate locală, când dorește o alocare din fondul de rezervă și există această posibilitate pentru că poate fi considerată o situație de urgență, poate să apeleze printr-o solicitare care e făcută către prefectură, iar prefectura inițiază un proiect de hotărâre de guvern de alocare a sumei necesare pentru bugetul Consiliului Județean cu destinația repararii drumului. Ce vă promit? Mai avem puțin. Pe 27 septembrie sunt alegeri. Pedepsiții pe nenorociții ăștia care și-au bătut joc de voi. Mergeți pe mâna domnului primar și mergeți pe mâna domnului președinte al Consiliului Județean. Ce vă garantez este următorul lucru. Odată ales președinte al Consiliului Județean, imediat după validare, domnul Paler va face evaluarea din punct de vedere tehnic și va stabili necesarul de finanțare. Imediat după transmiterea solicitării de alocare, voi aloca din fondul de rezervă al Guvernului către Consiliul Județean banii necesari pentru reabilitarea acestui drum. De aici am să vă rog un lucru, domnul președinte. Aici trebuie făcută o expertiză tehnică, pentru că asfaltul care a fost turnat aici este o bătaie de joc. O lucrare în care se toarnă un strat de asfalt nu are voie să se deterioreze în halul în care s-a deteriorat după niciun an de zile. Aici, probabil, au existat alte specificații în documentația tehnică-economică. Aici nu se poate ca într-o documentație tehnică-economică să fie un strat subțire de asfalt care se facă praf în mai puțin de un an.
trebuie văzut și cât au furat la drumul ăsta și mai ales să le faceți plângere penală, toți să le faceți plângere penală, pentru că v-au pus viața în pericol și pentru că nu și-au îndeplinit obligația de a asigura condițiile normale de transport, de circulație pe acest drum județean. În rest, știe domnul primar că oricând are o problemă pentru Gura Văii, ușa mea este deschisă, vom avea în anii care vin fonduri europene foarte importante, dintre care o parte vor fi dedicate investițiilor în mediul rural și orice proiect pe care domnul primar îl va pune pe masa guvernului pentru a fi sprijinit, pentru a obține finanțare, fie din fonduri guvernamentale, fie din fonduri europene, noi suntem pregătiți să-l sprijinim, pentru că, de fapt, noi vă sprijinim pe dumneavoastră. Nu vă lăsați păcăliți și spuneți-le tuturor oamenilor din Gura Văii să nu se lase păcăliți de fenta PSD. PSD, Consiliul Județean, este de vină pentru această nenorocire și bătaie de joc care se întâmplă în România europeană. Și o face numai ca să se răzbune pe dumneavoastră că ați votat cu altcineva decât cu PSD-ul. Nu acceptați această atitudine, nu acceptați minciunile lor, nu acceptați bătaia de joc. Mergeți pe mâna domnului primar Mihalcea și pe mâna lui Ionel Parler la președinția Consiliului Județean și veți vedea că nu numai că drumul județean se va reabilita în cel mai scurt timp posibil, ci că se pot face o mulțime de alte lucruri care să vină în beneficiul fiecărui cetățean. Sănătate, să vă dea Dumnezeu gândul cel bun și pe 27 septembrie să alegeți bine. Doamne ajută! Mulțumim, domnule președinte, domnule prim-ministru. Eu astăzi nu voi ține un discurs la Gura Văii. Foarte mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți. Am tot respectul pentru acest om, al cărui păr alb și al cărui bună credință o știm cu toții. Pentru că ticăloșia merge foarte departe a celor de la PSD. Domnule prim-ministru, vă rog mult să spuneți aici, în fața locuitorilor din Gura Văii și a locuitorilor din județul Bacău, care este stadiul autostrăzii Brașov-Bacău, pentru că și pe acest subiect mint cu nerușinare, au cheltuit foarte mulți bani din fonduri publice pentru a face o publicitate mascată pentru un proiect care este semnat și care poartă, dragi cetățeni, dragi băcăuani, amprenta guvernului liberal. PSD încearcă să fure tot, inclusiv să fure dreptul de proprietate asupra și să mintă oamenii, să le spună. Ca să poți să construiești autostradă, trebuie să ai la bază ceea ce se numește un studiu de fezabilitate, care e un studiu complex, care trebuie să stabilească traseul, trebuie să stabilească configurația solului, nivelul pânzei freatice. Sunt extrem de multe analize care, și studii care trebuie făcute, de studiu de fezabilitate, care se ducă la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și proiectul tehnic, cu tot ce înseamnă detaliile de execuție. La ora actuală, pe autostrada Bacău-Brașov, și lucrul ăsta vi-l spune un brașovean, s-a făcut licitația, în urma licitației a fost desemnat un consorțiu condus de Search Corporation, care este o companie de proiectare care are multe studii de fezabilitate și proiecte făcute. S-a semnat contractul și este în curs de realizare. S-a dat ordinul, mi se pare, la 1 iulie, ordinul de începere a proiectării. La ora actuală, echipa condusă de Search Corporation realizează studiul de fezabilitate și după realizarea studiului de fezabilitate este abilitată prin contract să realizeze și proiectul tehnic care să stea la baza licitației pentru construcția autostrăzii. Ăsta este stadiul. Când vor fi gata aceste etape, evident, vom asigura finanțare,
și vom demara construcția efectivă a autostrăzii și trebuie să știți că autostrada va trece pe la dumneavoastră. Nu e traseul definitiv stabilit, dar analiza, să spun, din prefezabilitate, e configurat un traseu care trece pe la dumneavoastră prin localitate și va exista o descărcare de la Onești, astfel încât să aveți acces direct la autostradă numai pe câțiva kilometri de drum. Trecerea acestei autostrăzi, să știți că va genera, nu numai pentru Gurabăi, ci pentru toată zona și mai ales pentru județul Bacău și pentru Moldova, va genera un potențial de dezvoltare uriaș. De ce? Pentru că va asigura legătura cu Europa pe profil de autostradă. Va face mult mai atractivă această zonă și Moldova în general pentru investiții. Pentru că noi întotdeauna am zis, nu trebuie investit mai în Ardeal. Investițiile trebuie să treacă în Carpații. Investițiile trebuie să ducă și în Moldova. Investițiile trebuie să ducă și în Basarabia. Noi trebuie să asigurăm conectarea Moldovei la infrastructura de transport. Avem și alte proiecte care sunt proiecte de asemenea extrem de importante, cum e modernizarea căii ferate. Modernizarea căii ferate este pe coridorul nou pan-european de cale ferată. Este un proiect de asemenea extrem de important care va duce la realizarea unei infrastructuri de transport feroviar. Practic vor fi pe două file, pe două file se va face transportul feroviar, va fi transport electrificat cu viteză de deplasare pentru transportul de persoane de 160 de km la oră și pentru transportul de marfă de 120 de km la oră. Și această investiție va crește atractivitatea zonei, pentru că una din marile probleme care le au potențiali investitori sunt cele legate de costul și durata transportului produselor care sunt realizate, care pot fi realizate în zonă. Cu cât avem o infrastructură de transport mai bună, cu atât investițiile vor veni în număr mai mare spre această zonă. Și vă garantez un lucru, autostrada se va realiza. Și se va realiza de acei oameni care se pricep și care vor. Domnule prim-ministru, ne dați vești bune, știam că autostrada va trece prin Gurabăi. Am vrut să fie o surpriză pe care dumneavoastră s-o mărturisiți cetățenilor din Gurabăi. Ce ar însemna pentru comuna Gurabăi? Ar însemna ca fiecare cetățean cu o proprietate, cu un lot, își dublează, își triplează valoarea. Ce ar însemna să circulăm prin drum european? Ca noi chiar să simțim că suntem în Europa. Aș vrea să remarc ceva pentru dumneavoastră, cetățenii și dragii mei consăteni. Puteam să aduc astăzi aici 2000 de oameni. Aveam solicitări foarte mari. Legea nu ne permite decât maxim 100 de persoane. O respectăm, că asta înseamnă democrație. Aș vrea să promovez aici un om inimos. Pe domnul Parăr. Niciodată primarul Valerică Mihalcea n-a fost refuzat. Niciodată primarul Valerică Mihalcea, în momentul când a ridicat problema cetățenilor din Gurabăi, nu a fost lăsat la ușă. Stimați cetățeni, credeți-mă, domnului președinte Iohannis i-am spus de acest drum și de digul la Gurabăi. Credeți-mă că am primit întotdeauna susținere. Susținerea însă trebuie continuată. Mai sunt 7-8 zile. 27 septembrie, pe 26 va fi ziua mea de naștere. Dar 27 de septembrie... 27 septembrie vreau să fie ziua în care noi ne eliberăm de josnicie și de minciună. Nu poți să vii azi pe Facebook aseară, Pamfil, un avocat care l-am stimat până acum, sincer pentru mine este zero barat, nu poți să vii președinte Consiliul de Țean Brașoveanu să spui că am depus la CNI și mingea în teritoriul PNL la domnul Orban. Acest președinte
al Consiliului de Țeanești, e un titirez. Îl joacă bine cum vrea el. N-are personalitate. Eu am putere în sediu, vreau să spun că vreau pentru concetățenii mei. Cum să spui tu că vei face? Dar ce n-ai făcut acum? Dacă ți-a spus prim-ministru, fă, domnule, că îți dau cât vrei. Spune-mi câți bani trebuie să reabilitezi drumul. Cum să vii că vei face dacă vei fi ales? Nu trebuie ales. Du-te, 12 ani Benea, 4 ani Brașoveanu, rămâi unde ai fost, copile, fiindcă n-ai vrut cetățenilor din gura văin să le dai dreptul elementar la trai și la civilizație. Doamne ajută!